Salut, berbeci! Voi face citirea pentru luna nouă din 20 februarie. Veți primi și horoscopul pentru această lună nouă în pești. O lună nouă care va face o conjuncție cu Venus, chiar aproape de momentul imediat următor. Și veți avea un aspect, să zicem, aspecte mare benefice legate, dar pentru voi această lună nouă vă aduce șansa să începeți ceva nou, să vă gândiți la proiecte noi legate de sănătate, legate de sacrificii, de ce nu, de datorii. Într-un fel sau altul vă puteți gândi la karma voastră. Haideți să vedem sfatul tarotului ermetic pentru această lună nouă. Ce ați putea face voi la această lună nouă? Am putea spune că puteți fi voi sau poate să fie o persoană cu ascendent zodie, lună plină în pești, o persoană foarte tânără care vă este apropiată cumva, adică vă este în familie, prietenă și poate să reprezinte și lacrimile acestei persoane. Dar așa cum am mai spus, poate să fie și un aspect karmic legat de voi. Poate bârfă, minciună, răutatea celor din jur, unde voi s-ar părea că sfatul tarotului este folosiți-vă acea forță interioară care vine din interiorul vostru, al berbecilor, care vă dă puterea să depășiți situațiile dificile, să înfruntați situații dificile sau persoane rău intenționate, dar această înfruntare nu o veți face cu, cum să spun, cu energie, cu consum de energie, cu într-un cuvânt, cu acea spadă sau cu bâta care vă caracterizează, nu că aveți zodie de foc. Deci nu cu aceste aspecte de luptă, așa cum este carul de luptă din contra, aici vă folosiți de tot ceea ce vine din sufletul vostru, de bucurie, de fericire, de iubire, de creativitate, de a vă folosi intuiția. Sunteți capabili, deci, cum am zice, cu nu folosind bâta, ci folosind blândețea, să țineți sub control această persoană sau o situație dificilă și să vă atingeți un scop. Fericirea. Fericirea care vine din interiorul vostru, fiindcă vedeți voi acest soare, întotdeauna această arcană ne spune păstrați-vă fericirea în sanctuarul inimii voastre. Această fericire vine din sufletul vostru, din bucuria voastră de a vă contopi cu natura, de a vă bucura de zilele frumoase. Deci aici ne gândim nu la o bucurie financiară sau la o bucurie, eu știu, pasională. Poate fi și o pasiune, pentru unii poate să fie o pasiune să se ocupe de natură, să stea în mijlocul naturii, să fie o zi însorită, frumoasă și să-i placă să stea
La soare. Deci, aceasta ar fi aspectul. Și sfatul, așa cum am spus, folosiți-vă de această putere pentru a vă regăsi această frumusețe a sufletului vostru, să o regăsiți voi în interiorul vostru. O să vedem ce spune și tarotul. Tarotul am văzut, deci haideți să vedem ce spune, ce spun runele. Da. Deci, răbdarea voastră, da? Și acestea care nu sunt deloc benefice. Haideți să le pun aici, măcar. Ah, așa a fost. Deci, nu e o situație prea fericită aici, dar sunt tentată să-l las așa cum este posta. Să vă pun și astea. Deci, am putea spune că într-o situație anume, voi ați decis. Poate că trebuia să fiți mai atenți, să ascultați sfaturile celorlalți sau chiar informații care veneau spre voi și era bine să țineți cont de aceste informații, dar dacă ați luat această decizie, că s-ar putea să fie ceva din trecut, acum nu mai puteți face nimic decât poate să căutați persoane calificate pentru problema voastră, pentru a vă lămuri ce puteți face. Fiindcă orice încercare a voastră de a debloca această situație, de a face un proiect nou, de a începe ceva nou, nu va merge. În schimb, aici arată o pierdere. Trebuia să fie o căldură sufletească, dar nu ați primit această căldură sufletească, din contră, poate să fi fost o aventură, o situație în care chiar ați pierdut, poate că unii dintre voi v-ați dorit o afacere, v-ați dorit să începeți ceva și să fie cumva menirea voastră, ceea ce vă doreați voi să faceți. Și totuși nu a mers. Am putea spune că această rună vă atenționează că aveți pierderi, fie că este vorba de o afacere, de o creativitate, de un hobby sau chiar de o iubire, unde de fapt ați văzut că e decât aventură și atunci această rună vă spune că este bine să lăsați totul și să vă pregătiți pentru o viitoare creștere, să lăsați să treacă această situație. Și aici să aveți răbdare, am putea spune, fiindcă este o rună a răbdării. Să vă folosiți de această răbdare pentru a cicatriza cumva această rană. Aici reprezintă totuși o pierdere, ceea ce și întărește această pierdere. Am putea spune că nu v-ați folosit intuiția, nu v-ați folosit mentalul, n-ați gândit corect atunci și ați fost cumva păcăliți. Arată o relație care nu merge mai departe, arată o situație în care pierdeți ceva, pierdeți, este o pierdere legată de bani, de resurse, bunuri materiale și această răbdare unde voi ați rămas în așteptare. Este secretul vostru, această răbdare este secretul vostru.
este un lucru ascuns care vă dă această putere de a da sfaturi, de a sfătui pe cineva, de a vă sfătui și pe voi, fiindcă este vorbă, deci este, nu era chiar răsturnat așa sau așa, deci el a fost așa puțin și am zis atunci să-l lăsăm. Deci să-l considerăm ca pe un sfat. Deci este o situație în care voi vă folosiți de aceste lucruri, dar este, aceasta este baza voastră, răbdarea. Și uitați-vă cum corespunde totul, fiindcă nimeni nu poate să ajungă la această fericire care este în sufletul vostru decât voi, folosindu-vă de răbdarea voastră, de puterea voastră interioară. Eu vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.